Joi au avut loc alegeri interne în cadrul organizației OPV3 a PNL Maramureș. Ioan Marincaș este noul președinte al pensionarilor liberali, fiind ales în cadrul conferinței pentru alegerea Comitetului de Coordonare Județean. Din noua echipă de conducere a OPV3 PNL Maramureș mai fac parte Ionel Tămășan și Marcel Belbe, prim vicepreședinți, Ioan Bârsan, Gheorghe Coman, Ileana Cristescu, Ilie Giurcanaș, Vasile Kraus, Nicolae Lazăr, Corneliu Sava, Viorel Tarța, vicepreședinți. Alte 9 persoane au statut de membri. La alegeri au participat și liderii PNL, între care Lucrețiu Tudoroiu, președinte OPV3 PNL, Petrică Silaghi, secretar general al organizației, și Ioan Pantea, secretar general zonal Nord-Vest.